Icteaza urinară reprezintă prezența calculilor la nivelul tractului urinar. Aceștia pot fi poziționați în sistemul pielocalical, adică la nivelul rinichilor, în ureter, în vezica urinară și chiar la nivelul uretrei. Simptomatologia prin care se remarcă această litiază este de obicei durerea lombară în cazul litiazei renale sau chiar și în cazul litiazei ureterale. Este o simptomatologie zgomotoasă, acută, foarte dureroasă, de obicei cu debut brusc. Mai departe, mergând pe linia acestei patologii, calculii pot fi poziționați la nivelul vezicii urinare sau a uretrei. În această situație, simptomatologia este un pic deosebită, prin urinări dese, urinări cu sânge, dureri și usturimi la urinare. Bineînțeles, în cazurile extreme, se poate ajunge și la retenția de urină. În cazul prezenței calculilor la nivelul sistemului pielocalical, adică în rinichi sau la nivelul ureterului, investigațiile necesare sunt reprezentate de teste bio-umorale din sânge, din urină și investigații imagistice. În mod obișnuit, primele investigații imagistice folosite sunt ecografia și radiografia, dar ecografia este principala noastră posibilitate de investigație, ea fiind orientativă și foarte ajutătoare pentru începutul diagnosticului, urmând ca diagnosticul definitiv să fie de obicei efectuat de investigații de acuratețe mai mare, gen computer tomografie sau chiar și rezonanța magnetică nucleară.